Facem un tur al gospodăriei pe la toate animalele, să vă arătăm care e starea lor și ce s-a mai întâmplat. Ia uite pe Mara, nu știu ce avea în gură. Hai! Aici! Aici, hai! Ce-ai acolo tu? Hai, da! Ce-ai acolo? Aici! Ce-ai găsit? Ce-i aia tu? Unde te-ai băgat? Ce-ai în gură? Du-te cu ea de aici, du-te și te bagă în cușcă. Ce e ăla? Ceva care l-o fi furat de oare unde. Găinile noastre sunt la tratamentul de iarnă, sunt la solar. Le-am băgat aici să se bronzeze, numai că soarele nu prea vine pe la ele. Le ducem niște apă fierbinte, pentru că așa am aflat că le stimulăm, le ajutăm să facă ouă. Ele au impresia că trebuie să se stele pe picioare în apa asta, dar știți că e pentru băut. Le-am băgat aici în solar, pentru că e spațiu destul de mare și e uscat și îi plăcut, mai ales când bate soarele, li se încălzește foarte bine. Și am zis că le pot da drumul și prin grădină. Și foarte rău am făcut, pentru că prima dată când le-am dat drumul în grădină, ce să vedeți, în plină zi, în ziua în amiaza mare, au venit vulpia și mi-au și atacat una și mi-au mâncat. Și atunci le-am băgat înapoi aici, să fie păzite, să nu le mănânce vulpia. Și folia asta specială, zici tu că le păzește? Păi, ce să zic, până amul le-au păzit. Pământul pare destul de scurmat și afânat. Atât am însuturat de zăpada asta de nu-ți vine să crezi. Hai de multă pe de-abia o minți. Da, e prea multă zăpadă. Orice zăpadă e prea multă zăpadă. Și m-am săturat complet de ea. M-am săturat de iarnă. Trebuia să te muți și tu, să-ți iei casă în Tenerife. Era atât de magic și îi atât de magic Maramureșul, încât aici suntem, aici ne place. Stupii mei de albine sunt îngropați în zăpadă. Mâțul ăsta de fiecare dată când prinde ocazia vine și se fleacă de mine. Ca și cum, no, ce bine că ești în zonă, ce bine că te uiți după mine. Bă, grațule, te duci pe acolo pe la stup să prinzi șoareci, să nu se bage în stupi. Următoarea oprire la bivolițe, la capre și la purcei. Avem aici o ușă cu cifru, deci trebuie să fim, să nu filmăm când deschidem ușa. Uitați-vă în altă parte. Avem aici o bucurie despre care copiii nu știu încă. E vorba de un grăsunel. Un grăsunel special. Mă! Nu-l pupa, domne! Nu-l pup! Mă! Mă, grașule! Du-te, mâncă cu Mau acolo, du-te! Mâncă-i urechile la Mau! Ce simpatic! Cățelul ăsta l-am primit de la cineva, recent. Copiii nu știu despre el și o să încercăm să-l ținem secret cât de mult posibil, pentru că vrem să nu-l smotocim prea mult. Vrem să stea aici cu animalele, să se învețe cu ele. Vrem să fie un cățel care va sta pe lângă animale, să le păzească, nu să fugă să se joace cu copiii. Ce fel de viață mai e și aia, mă? Lasă că viață bună e avea tu, să vezi tu numai. Totuși vreau să văd dacă... O avut pureș, Vă plinde Pureș când l-am adus ieri și l-am dat deja cu niște soluții de deparazitare. Anuca văd că-l iubește. Măriuca nu prea. Măriuca nu adoră câinii. Dar Anuca îl iubește. Lasă că trebuie să vă împrieteniți cu toții, să locuiți împreună. Nu mi-e clar. Purecii ăștia o să moară sau o să cadă de pe el? Mai are? Păi... mai are, dar nu prea mai mișcă. Stai, amu, ce faci? Că n-aș vrea să se mute de la... de la el la pisici și la capre. Nici nu știu dacă sunt aceeași fel de pureci, că noi încă n-am avut pureci și păduc la capre. Îl vezi pe Mau? Să știți că aventura noastră la țară și stilul de viață ce-l avem acum nu a venit dintr-o dată. Însă cred că acum suntem cei mai bucuroși și cei mai împliniți de animalele pe care le avem. O să vă explic de ce. Eu am crescut cu bivolițe la bunici și bivolițele astea cred că sunt apogeul bucuriei noastre. În principal pentru că așteptăm cu mare nerăbdare să avem lapte de la ele, dar ne și plac foarte mult. Chiar dacă la țânca asta mică, deja imediat de 2 luni jumate sau 3, tot vin cu lapte la biberon. Și parcă mi-e groază să-i opresc laptele. Chiar dacă o văd că crește, e mult mai bine, mănâncă și fân, dar cred că pe perioada iernii o să-mi continui să-i dau câte un pic de lapte cald, că e altceva decât apa rece. Chiar dacă vedeți că avem două, ea e Măriuca, ea e Anuca, ele nu sunt rude, pentru că Măriuca nu a fătat încă. Recent am dus-o la montă și așteptăm cu nerăbdare să vedem dacă s-a montat și va dura 11 luni până la prima ei fătare. Pe Anuca am cumpărat-o ca să aibă Măriuca un companion la păscut, pentru că niciunui animal nu-i place să fie singur. Caprele urlă și strigă într-una dacă singure. Dacă ai numai o capră, ai mai multă bătaie de cap. Dacă ai două, își țin una alteia de urât și toată lumea e mult mai fericit și mai liniștit. Încă nu i-am găsit un nume la cățelul ăsta, așa că vă rog să ne scrieți în comentarii niște idei de nume. Eu m-am gândit să-i spun Balaurul sau Zmeul sau ceva, că e negru și foarte... Ce nume îi vei pune? Bucurilă. Așa comportamentul să aibă. Bucurilă. Uite-te cum dă din coadă. Cred că Bucurilă. Baciu. Ha? Baciu. Da. Aseară m-a întrebat Andreea ce nume îi punem la cățelul ăsta. Și mi-am adus aminte că bunica mea, la Măcicaș, în județul Cluj, comuna Chinteni, avea un câine când eram eu copil mic. Ciobănesc, roșu cu alb. Și îi zicea Cioban. Cioban era cățelul bunicii care știa să dea el lăbuța. Venea la noi, era foarte bătrân, la momentul când eram eu copil. Și câinele la mai mult stătea pe deal și se uita în zare după oi. Oile care erau plecate. M-au fi cu minte. Lasă Baciu în pace. Hai, Baciule, hai. Te chemi de pisici? Îl mâncă pielea. Hai, mă, poțocule! Pisici, n-avea romii? Nu l-am nici întrebat. Că pisicile sunt sectorul tău de pasiune. Deocamdată pe el îl țin în carantină pentru că avea niște paraziți, niște pureci. Ia, mă! Mă, grasule! 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 Cred că așa o să-i anunț și pe copii că avem un pui de... Cum? O să le pui video. Nu, eu sper că ei nu o să vadă video. No, nu jucăm baseball aici. Ia, vezi și tu. Ce se scarpă? Acum că am săturat-o pe Anuca, putem merge la celelalte animale. V-ați dat seama după ordinea în care le satur, care sunt preferatele mele. Asta e pupțica noastră și o cheamă Ludmila, care e o scumpă și o drăgălașă, doar că e surprinsă că am venit la ea, că venim mai rar în perioada asta, fiind foarte rece. Ținem ușa asta de obicei închisă, pentru că acolo înăuntru, în colț, la bec, la lumina infraroșu, îs purceii. Purceii cresc destul de bine, pentru că au aproximativ 3 săptămâni. Din păcate, dezavantajul de a avea purcei iarna este faptul că trebuie să le ții non-stop becul aprins. În condițiile în care noi avem adăpostul ăsta nu tocmai cel mai performant și profesional. Tațane! Tațane! Ia uitați ce mi-a făcut scroafa asta cu balustrada asta ce am făcut aici. Că eu fomusai să-și vadă purcei. Le-am făcut aici un țar cu împrejmuire și acum dumnea ei tăte le-au îmburdat. Ca așa fac porcii. Trebuie să fac pentru anul viitor o boxă mult mai rezistentă și mult mai bine închisă, probabil cu ceva fier, ca să nu mai poată desface purcica. Ce mărișoare! Ce faine! Știi ce am observat? Ăsta micuțul, slăbuțul, e foarte prostalău. Da. Pentru că l-am urmărit în mai multe zile, mi-am făcut griji pentru el că era mult mai slab, dar am observat că nu prea știe să sugă. A plecat de spate, poate l-a călcat pe spate. Nu știu dacă l-a călcat. Eu cred că i-a plecat după stilul cum s-a învățat el să sugă, că nici l-am observat, eu sugea tot timpul pe partea asta, de pe țâța, de pe partea alaltă, știi? Deci mult mai greu accesibil. Eu, mușcat-o, vezi? O și mușcat-o. Aduc puiul, uite, cățel. Să nu-l pun, așa-i? Nu, nu. Dar ce să închide ăla? Ai văzut? Nu. Da, slăbește. Slăbește când alăptează, sigur. Tu ce păzești? Eu ies pe bulevard. Ești pregătită de cățelul de rață. Promenadă? Îți plac purceii, dragă? Hmm? Îți plac purceii? Da, cum se comportă? Aia de acolo negricioasă e purcica. Numai una, așa-i? L-au călcat pe unul, da. Aia e purcica. Dar prinde-te de tu știi ce periculosul e. Vai, cum plângea cățelul ăsta, cum plângea cățelul ăsta seară, deci serios că mi-a dus aminte de Sofia cum plângea. Așa făcea. Ăștia din spurceii. Cred că o să avem și vreo 2-3 de vânzare. Dacă sunteți interesați, ar trebui să ne scrieți în e-mail pe orășanlațară@gmail.com. Sigur, asta pe la 7-8 săptămâni. Nu, dragă? Cât o să ținem noi? 2? Maxim 2. Da. Mereu că vă cheamă mămica. Du-te, fetiță. Asta e fetița. Nu, mă poți mele și... Ia uai, că se bagă în troacă. Hai, dulăule, hai! Ce faci, mă? Ai venit să vezi porcii? Hai, da, hai! Hai că poți, trebuie să-i păzești tu. Ia, să văd. Ia, te chem de ea. Latră la ea. Latră. Latră la ea. Pune-o la punct. Latră la ea. Hai să mergi de aici. Lasă purcica să mânce liniște. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Hai dacă te scarpini-o. O să fim noi cei mai buni prieteni. Nu chiar cei mai buni, că cei mai buni prieteni o să-ți fie animalele astea din adăpost. Și tu o să le protejezi. Da? Așa. Și o să fii un cățel bun de pază. Bine? Dar nu mă încurca că n-am treabă cu animalele, că mă așteaptă caprele. Știu că vrei tu toată atenția din lume, dar nu ți-o pot da. După ultimul loc sunt caprele, biețele animale. Da, din păcate caprele au ajuns pe ultimul loc. Poate și datorită faptului că au fost primele animale care au apărut la noi. Și nu e ca și cum ne-am săturat de ele, dar... Până ori făta ele, ne vedem de treabă, le purtăm de grijă, dar mai puțin un pic. După fătare avem treabă numai cu ele. Problema cu animalele e că îs animale și astea nu știu să-și facă curat cum facem noi oamenii. Umbli după ele, le dai de mâncare, dar ele nu-și respectă locul din care mănâncă. Ia uitați-vă aici că am mai scos eu din bobițe, dar am lăsat două ca să vedeți. Dumnealor își fac treburile în balăul de mâncare. Acum și mâncarea asta lor e aproape ca bomboanele, că e numai iarbă digerată trecută până în stomac. Probabil s-ar putea face și cafea cu bobițele astea, dar noi nu suntem mari pasionați de cafea. Însă mă frustrează că trebuie să fac curat după ele. N-am mănuși la mine acum și nu vă faceți griji că mă spăl când intru în casă și e liniștit. Cereale într-o parte la eduțe. Aici avem o rutină. Vă explic rutina dacă sunteți pentru prima dată la videoclipurile noastre și apoi trecem la explicații mai detaliate despre capre, starea lor de gestație și ce urmează de acum încolo. Hai! Astea trei s-au învățat și până mănâncă ele din valăul ăla, o trebuie să bat cu bota că acolo am niște strunci mai mari și ele își pot băga capul și să nu se repezească pe mult. Îl alungă Măriuca, vezi tu? Nu-i place, dar asta obișnui și e. Măriuca, lasă-l în pace pe cățel. Lasă-l în pace pe cățel. Nu te lega de el. Lasă-l în pace. Că e prietenul tău. Știu că tu te păzești singură că ai carne, dar o avea pui de la tine și trebuie să te comporți frumos. N-a uit așa. Avem 7 căprițe pe care așteptăm cu nerăbdare să le mulgem după ce vor făta. Și avem 3 eduțe din primăvara al 2023. Care sunt cam săltărețe. Da, unele nu sunt așa săltărețe. Tu, vezi că nu-ți mai dau grăunțe dacă așa te comporți cu mine. Și asta e un pic mai deranjată, că eu de obicei le... Ca să le îmblânzesc, în fiecare seară mă duc pe la ele, le prind, uite așa, da, muia știe că sună grăunțe pe acolo. Și le bag mâna pe dedesubt. De obicei pe aici și atunci ați mai liniștit un pic. Dar trebuie să le înveți, pentru că atunci când vor făta, trebuie să știe să stea și la mulți. Ai auzit, urecheată? Asta fata cu ei. Ai auzit? A lui Fifi lui. Și cea mai frumoasă, dar e și cea mai fugărită. Ca așa sunt caprele fugărite. Bai de mie ce pufăiți! Am băgat sapul cu caprele prin 15 august. Însă după câte văd eu, ele au început să se monteze cam la jumătatea lui septembrie. Chiar și așa, eduțele la prima fătare încep să-și facă ugeraș. Asta tot în cameră se bagă. Du-te de aici, filozofa pământului. Ele încep să-și facă pulpiță, unele mai mare ca celelalte. Uite ce fain e Cucu. O căpriță care va fi la prima fătare. Eu estimez că cam în 2 săptămâni ar trebui să fete ea. Silvi la a doua fătare, dar încă nu a început să îi se umple ugerul de lapte. Ce micuț e, dar ea nu a mai fătat și a avut ugeraș destul de mărișor. Pulpă, da. Uite, asta e Gina, fetița lui Regina, și are o pulpă foarte faină și mare. Mi se pare să are un nodul acolo, sau numai așa se vede? N-am observat niciun nodul. Asta e neagra și asta are o pulpă destul de grăsană și destul de dolofană. Și ce transformat o să fie după ce fată. Da. Să fie diferență extrem de mare. Uite-o pe Dana și la ea începe să facă pulpița. Iare... Asta e căprița cu 3 țățuci. Să vedem dacă va da lapte și din asta. Lapte și din aia. Sau nu. Vom vedea. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut ce ați văzut. Spuneți-ne care din gospodăria noastră sunt animalele voastre preferate. Scrieți-ne neapărat un e-mail dacă sunteți interesați de purcei. Dacă știți, dacă vreți să ne dați o prognoză despre câți ies credeți că o să avem anul ăsta. Pentru că în fiecare an așteptăm cu nerăbdare să vedem care capră, câți fată. Unele sunt mai bombate, mai pline, altele mai puțin. Întotdeauna e o surpriză. Și pentru că anul trecut preferata noastră Fifi, că tu ai rămas în locul lui Cucu, anul trecut ne-a dat 4,5 litri la prima fătare la zi. 4 litri de lapte la zi. Suntem tare curioși anul ăsta cum o să se descurce și cât lapte o să dea, ce producție o să aibă la zi. Pulpa ei e foarte frumoasă, e plină bine. Din ce am văzut și coda, ligamentele încep să se deschidă aici și suntem tare, tare nerăbdători și bucuroși că se apropie perioada în care vom avea lapte de la caprele astea din nou. Na. Vă mulțumim pentru vizionare, scrieți-ne acolo comentariile, dați-ne un like, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Hai, Loli! Hai! Hai da! Haide! Hai, Dani! Să du-te, că am uite-o chemat! Hai da tu! Hai da tu, neagră, tu, jucărie! Asta știi ce face? Într-o zi am zis, hai că te las să te joci, s-o sui pe spatele meu. Stăteam așa, scărbinam alte capre și aia era pe spate. După aia, de fiecare dată când scărpineam caprile, era deasupra, pe mine și trăta, no? Ia ni unde eu amu, știi? Dar nu te mai las, că ți-ai luat nasul la purtare. Și încă aștept, după tehnicianul veterinar de aici din sat, să vie să mi le crotalieze, că l-am sunat de până în septembrie anul trecut. Și ba nu au avut crotalii, ba vine, de 4 luni, 5 luni, mi te naști tot vine.